După succesul audiențelor în stradă, în mijlocul comunității sighetene, Vlad Duruș a considerat că este oportun un cabinet parlamentar care să deservească Maramureșul istoric. Cabinetul parlamentar din Sighetul Marmației a fost inaugurat în urmă cu 2 săptămâni. Așa cum am spus când am deschis biroul parlamentar, când, mă rog, l-am inaugurat, îmi voi aloca minim un weekend pe lună pentru activitate în zona Sighetului Marmației. Primul astfel de demers va fi vineri, când voi putea fi găsit la biroul parlamentar și voi acorda audiențe cetățenilor. Am avut un demers intitulat Audiențe în stradă, ce a avut loc și la Sighetul Marmației, și mai mulți cetățeni din Sighet mi-au spus atunci că așteaptă să-mi deschid un birou parlamentar pentru a putea să vină și într-un cadru mai organizat, să zic așa, adică nu doar la cort. Și pe această cale îi anunț că îi aștept cu cel mai mare drag pentru a asculta din nou problemele și doleanțele și pentru a încerca să găsim un răspuns. Deputatul Vlad Duruș va susține primele audiențe în Sighetul Marmației vineri, între orele 12 și 15, la biroul parlamentar situat pe strada Corneliu Coposu, vis-a-vis de memorial. Încercăm să găsim o persoană care să fie acolo în fiecare zi, dar dacă nu, vom afișa orarul și numere de contact la biroul parlamentar, astfel încât persoanele doritoare vor putea telefona să se înscrie pentru audiențe, sau dacă nu, pur și simplu să-și transmită pe cale electronică sau pe cale convențională, adică să-și lase diferite petiții sau ce doresc în căsuța poștală. Maramureșenii care doresc să se înscrie în audiență pot suna și la numărul de telefon 0728 506 352 sau se pot înscrie electronic pe adresa de e-mail vlad.durus@yahoo.com.